Știi din sport acum cu Vadim Văjeu. Bună seara, Vadim. Bună seara, Andreea. Bună seara tuturor. Englezii au băgat-o pe Halep în sală la meciul care poate urca pe primul loc în lume. La sport vedem cine așteaptă pe Simona în semifinale la Wimbledon și cine este listul care poate urma pe Stanciu și pe Kipciu la Anderlecht. Povestea lui Vlad, copilul anunțat titular la Steliști de patron, Niță e împins la Anderlecht. Hagi a primit astăzi 5 milioane de euro ca să dea 3 titulari. TAS decide mâine dacă viitorul chiar e campion al României. Cine doarme acasă cu mingea făcută cadou de Neymar, un român a încercat să-i dea printre picioare stalului Barsei. Cei mai admirați bărbați din București s-au antrenat astăzi în parc la Bustul Gol. Sute de admiratoare s-au răcolit la 40 de grade. Imagini cu meciul anului. Nadal s-a dat cu capul de pereți și a fost bătut cu 15 la 13 de singurul jucător din Luxemburg. Fuge din Mexic doar dacă Mutu îi dă numărul 10. Dinamo în Champions League. Recordul Stelei la Timișoara. James Rodriguez de la Real la Bayern pe datorie și prima achiziție a Realului a tremurat pe Bernabeu. 8 fotbaliști de la campioana Albaniei arestați pentru că plăteau cu Dinamo Moscova. Piqué mai groaznic ca noaptea în fața microfonului. Roberto Carlos tată a noua oară la 44 de ani. Își face echipă de fotbal și viitorul sport olimpic. Dansul la bară face multe victime. O fată a dat-o rău în bară. Ce urmează după cuptorul de astăzi, știe Busu? Bună seara, Busu! Bună seara, Andreea! Mai e un pic de cuptor mâine prin sud și după aceea vin niște ploi zdravene de tot. Se nărăcorim. Nărăcorim, dar na, sunt cam violente ploile acestea. O să vină undeva pe mâine seară și se cam așează joi pe